Cine zâmbește des, trăiește mai mult. Așa spun specialiștii, iar noi îi credem pe cuvânt. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, elixirul tinereții, Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Ce este asta? Mă rog, e doar eu, că eu nu știu cu yo-yo, știu doar eu. Da, vă zic o treabă foarte tare. Știți câți ani are invenția asta? Cât credeți? 50. Câți ani? Aproape 100, dacă nu mai... 1000. Aproape 100, este? Sunteți foarte aproape. Anul 440 înainte de Hristos. Wow. Asta zic, are aproape 2462 de ani, așa dacă stăm să calculăm la milimetru. Mă rog, nu ăsta, că atunci nu se făceau roz și cu beculețe, dar atâția ani are. Vă dați seama de câte mii de ani se joacă oamenii? Da. Vedeți? Tot ca jucărie era folosită și pe vremea aceea. Nu, atunci era folosită la vânătoare, la dinozauri. Se arunca cu ea la picioare și... sau mai era varianta să-i dai cu ea un ochi. Uite așa, te dai cu ea un ochi și ăla o lua razna, cu mânuțele astea mici la T-Rex. Era praf. Dar tot jucărie. Se jucau, domnule, dacă poți să-ți închipui. Nu prea vorbeau între ei, erau, dar în rest, uite, foarte bun, da. Așa că lăsați copiii să joace cu eu, că e bun. A, să jucăm cu? Nu, domne, cu yo-yo, eu ce vă zic, ce vă tot spun? Bine, și cu familia Morăraș. Ei! Din Bolotești, județul Vrancea, vine ei, salutare. Claudiu este Salut. Capitan. Claudiu, 40 de ani, șofer și are o fetiță de 6 ani care îl ține mereu în priză, da? Să vă trăiască, da, știu ce zici. Îi place să gătească, dar e musai să facă altcineva cumpărăturile. Este punctual, loial, uneori egoist, iar la nevoie dur ca un câine rău. Rar! Îl enervează buletele de cașcaval, dar se calmează la loc dacă îi oferi în loc o porție de paste carbonara. Claudiu, cu cine ai venit? Bună seara! Am venit cu scumpa mea soție Elena. Bună, Elena! Bună seara! Cumnata Laura. Bună, Laura! Bună. Cumnata Mihaela. Bună, Mihaela! Bună. Și vărul Ionuț. Salutare, Ionuț! Elena este mamă și șefă de sală la o pensiune. Cu soțul are o înțelegere. Ea face cumpărăturile, iar el se ocupă de bucătărie. Se consideră loială și cu simțul umorului și atât de blândă încât crede că aduce cu o pisică. Pentru că este organizată și spune lucrurilor pe nume, este de părere că ar fi putut fi o bună profesoară. Frumos. Laura lucrează la o fabrică de pâine, se consideră o persoană amuzantă, distrată și atât de ambițioasă încât speră să ajungă milionară. Ce zic eu milionară? Miliardară. Ulterior, are de gând să-și petreacă absolut toate vacanțele în Dubai de una singură, pe crazy. Este de părere că ar fi putut fi un hairstylist de succes. Mihaela? Bună, Mihaela! Este o mămică fericită, pasionată de condus mașini. Are o fire independentă și nu se teme să spună lucrurilor pe nume. Are talentul de a enerva oamenii, pe care îl compensează cu faptul că este ușor indiferentă. N-ar putea să-și imagineze viața în care nu ar avea mereu telefonul la îndemână. Ionuț, salutare Ionuț, este student la Facultatea de Drept. Se descrie ca fiind onest, cinstit și sociabil. Îi plac plimbările relaxante prin natură, la care pornește atunci când simte că ai de gând să-l pui la curățenie. Da? Este mândru că a reușit să-și ia permisul de conducere. Să-l ții, să și ții, că te ajută mult. Toată lumea bine? Da. Să aveți baftă. Să fie. Ce să facem, domnule? Baftă. 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 Da. De cealaltă parte, la cea de-a treia ediție, familia Bungiu! Hey! Din București sunt ei, Mihai este capitan. Salutare, Mihai! Salut, Cabral! Spune, Mihai, cu cine ai regăsit astăzi? Cu frumoasa mea soție, Lori. Bună, Lori! Cu verișoara mea, Mihaela. Bună, Mihaela! Bună. Cu nașa mea, Dana. Bună, Dana! Și cu nașul meu, Cristi. Salutare, Cristi! Salut, salut! Toată lumea bine, da? Foarte da. Bine. Mă rog, Cristi, știu. Baftă. Să fie. Baftă. Mulțumim. Baftă. Baftă. Mulțumim. Baftă.
Îi avem alături de noi și pe simpatici de la Penny, iar asta înseamnă că în runda a patra avem un bonus special din partea Penny pentru familia care reușește să câștige acea rundă. Iar la final, desigur și negreșit, premiul de consolare vine din partea Penny. Hai să și jucăm, că de-aia ne-am adunat. Cu runda întâi o să începem. Capitanii vor veni în față. Punctele sunt simple. La revedere! Să vedem câte variante. Sunt 8. Am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Rocky. Rocky. Avem. Bluze. Bluze. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Claudiu. Am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Pantofi. Avem încălțăminte. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Tricou. Tricou. Bun. Am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Fuste. Fuste. Acum că ai zis, mi-ai făcut și mie o poftă. Avem, bravo. Cristi, am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Lenjerie. E primul X, stai liniștit, nu e panică. Mihai, am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Eșarfe. Eșarfe. Nu e acolo. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Lori, am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Blugi. Blugi. Bun. Am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Dresuri. Dresuri, domne. Cum ștrampi, cum ar fi? Ștrampi, cum ar fi, da. Așa. Dana? Din ce articol vesti... Cris a dat deja un X, dacă dai X acum nu-i problemă. Sunteți în continuare la egalitate. Am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Căciul. Căciul. Da. Și trebuie căciula să pe frunte, am plecat încet la munte. Te ascult. Accesorii. Geacă. Geacă. Palton. O singură variantă v-ar putea aduce 87 de puncte. Bine furate, Claudiu. Am întrebat 100 de femei. Din ce articol vestimentar ai deja multe piese, dar îți mai cumperi? Pălării. Câștigă această rundă familia Bungiu. Ce mai avem acolo? Genți. Genți. Bun. Da? De puncte. Da. Runda a doua acum. Elena și Lori. Hai să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de bărbați. Ce ai învățat de la soția ta de când v-ați căsătorit? Să gătească. Să nu fie invers. Ia uite. Uite ce. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Elena.
Am întrebat 100 de bărbați. Ce ai învățat de la soția ta de când v-ați căsătorit? Să spăl vasele. Mamă. Dacă înainte eram foarte nefericit, dar de când m-am căsătorit, m-a învățat soția mea să spăl vase și de atunci... Wow! Nu e! Știam de dinainte, na! Dana, am întrebat 100 de bărbați. Ce ai învățat de la soția ta de când v-ați căsătorit? Să asculte. Așa tupeu să-mi spui așa ceva la televizor? S-a mai și uitat în ochii mei. Auzi, să asculte, auzi. Și a dat și un... Știți cum a fost? Să asculte. I-a dat și una la gleznuță. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Cristi, am întrebat 100 de bărbați. Ce ai învățat de la soția ta de când v-ați căsătorit? Să fiu mai ordonat. Cu sfial, așa, zice săracul. L-ați văzut cu mâinile împreunate. Săracul, omul ăsta trece pun. Vino cu acea Cristina. Păi mi se rupe inima. Nu, e sărac. Of, domne, ce dezordonat și fericit era el înainte. L-a ordonat tot săracul om. Săracul, eu știu tot ce îi se întâmplă, vă zic că eu știu ce, până ce trece. Ia uite. Eu și închipui acum bărbații care se uită la noi, lacrimile dansând așa în ochi. Mihai, am întrebat 100 de bărbați. Ce ai învățat de la soția ta de când v-ați căsătorit? Să fac curat. Ați văzut cum a zis? Să fac curat, să mă gază pe top 14. Să nu se înțeleagă greșit după aia. Dar ce place acum? Nu? Ești da. Fiertești. Ce să uiți? Iată, să fac curat. Am întrebat 100 de bărbați. Ce ai învățat de la soția ta de când v-ați căsătorit? Să aibă răbdare. Nici n-am clipit, ați văzut? Iată. Mihaela, am întrebat 100 de bărbați. Ce ai învățat de la soția ta de când v-ați căsătorit? Să facă cumpărături. Să facă, da. Nu e, păcat. Ia să vedem, voi ce spuneți? Să calce. Să bage la spălat. Să calce. Să bage la spălat. 4 date, 4 acolo lăsate. Am întrebat 100 de bărbați. Ce ai învățat de la soția ta de când v-ați căsătorit? Să bag rufe la spălat. Eu zic că am învățat poziția ghiocelului. Uitați-vă puțin și la Cristi și la Claudiu. Cum stă... Am învățat ce mi-a zis eu. Să zic așa. Asta e, domnule. Nu e acolo. Îmi pare rău, dar îmi pare bine pentru familia Bungiu care câștigă această rundă. Ce ați mai zis voi? Să calce. Ia să vedem. Să calce. De parcă nu știam de înainte. Ce? Să nu avem discuția asta. Să nu. Vă rog eu frumos să nu avem. Ce faci? Și cum dau cu aburul ăla și cum dădeam? De la 12 ani. N-aveam atunci de la... Deci acum le scoteam noi. Ce anume? Ce? Ce anume? Spuneți, vă ascult. Ce? Acum când minți, nu-ți mai crește nasul? Știi cum sunt pe călcat? Mi-am luat o stație de aia de călcat, doar iară fierul și pac, s-a făcut tot. Știi cum e? Nebunie. Voi ce mai spuneți? Să danseze, da, că până atunci mergea la discotecă și făcea așa dintr-un singur picior. Zic, dar după ce a venit în viața ei, uite așa, să rupe de mijloc. Incredibil, domnule. Corect? Să sudez. Nu pot să zic că nu, că na, așa, da. Asta da. Benefic da. Pentru amândoi. Ca până atunci, ce anume? E benefic pentru amândoi. E benefic pentru amândoi, desigur. Mm-hmm. Deci nu scrie să economisim. Zice să economisesc, ați observat? Ce foarte interesantă treabă. Da. Altceva?
Să sudez, iată, aia e. Tic sau mig? Te-am băgat prea în nișă. Să tacă, da. Să tacă, da. Să tacă. Ce să facă? Să tacă. Să tacă. Am învățat să tac. Vă dați seama? Să tac. Dar n-am învățat de la ea. Am învățat de la Sfântul Duh, că ea nu știe să... Ia să vedem. Și ce mai avem acolo, Claudiu? Zi tu. Ce să mai zic? Ce nu mai ce să ce ești? Gata, vorba aia, ce să mă m-am aruncat nebun în fața autobuzului. Claudiu, ce? Ce mai avem acolo? Ce să zic că dacă zic mor aici, ce răsare? Las că-ți mâine așa. Să spăl și să... Să spăl, am încercat. Basele. Să schimb copilul. Să schimb copilul. Aia, păi cu altul. Aia, ia uite, s-a murdărit. Dar ține altul. Asta, asta. Asta cumva e frumos, e ca și când până atunci n-ai iubit și atunci când ai întâlnit-o pe ea, ai iubit cu adevărat. E frumos, într-un fel, a criturilor. Pauză, revenim. Nimeni nu le convine, domnule. Am ajuns la runda a treia, îi avem alături de noi pe prietenii de la magazinul Fonfinel, Tom Futu, și avem aici un premiu de la ei. Familia care reușește să câștige această rundă primește și acest yo-yo care a fost inventat din punct de vedere concept acum 2462 de ani. Cu cine jucăm? Să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de români. Ce folosești pentru a te orienta în spațiu? Busola. Busola. Mama. Mama. Foarte bine. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. Ce folosești pentru a te orienta în spațiu? Ceasul. Ceasul. Cristi, ce folosești pentru a te orienta în spațiu? Waze-ul, aplicația. Asta. Mihai, ce folosești pentru a te orienta în spațiu? Harta. Harta. Bun. Ce folosești pentru a te orienta în spațiu? Stelele noaptea. Cerul, iată, foarte bine. Ce folosești pentru a te orienta în spațiu? Soarele. Soarele. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Dana, ce folosești pentru a te orienta în spațiu? Vă ascult? Mușchii de pădure. Mușchii de pădure. Planeta. Planeta. Planetele. 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 Patru variante, 64 de puncte în joc. Ce folosești pentru a te orienta în spațiu? Mușchii de pădure. Mușchii de pădure. Da. De copac. Da. Câștigă această rundă familia Morăraș. A, și câștigă bonusul din partea magazinului. Cum ai zis că se numește magazinul? Magazinul Fofirică, Fofirică! Familia Morăraș! O să vă rog să vă jucați pe rând, totuși. Telemetru. Ce? Telemetru.
referitor la... La întrebare. Și ce a spus dumneavoastră? Telemetru. Telemetru? Da. Nu l-a inventat el oricum. Nu mai bine folosim un GPS? Altceva? Sextantul, domne! Clădiri cunoscute, repere. Restaurante și cluburi. Restaurante și cluburi. Da. Baruri. Am indicat toate. Da. Faza asta. Tot încerc, să ții pe Mihai cu mintea. O dată o ia razna. Baruri. Ce mai avem la 7? Indicatoare. Un ghid turistic, da. Memoria. Nu v-a plăcut răspunsul ăsta? Nu e, stai pe genul. Da, și să... Unde mergeam, băi, nene, bă? Ia să-ți mă duc aminte unde mergeam. Pe cine sus întreb? Runda a patra? Perfecțiune. Runda Penny. Desigur, aici avem un bonus special pentru familia care reușește să câștige această rundă din partea Penny. Să jucăm, e cu puncte duble această rundă, să jucăm cu... Mulțumesc! Vedem câte variante, că asta ar mai fi de elucidat. Sunt 8. Am întrebat 100 de români. Ce fel de mâncare consum imediat după ce ai preparat-o? Ciorbă. E acolo? Paste. Paste. E acolo. Jucăm, pasăm? Hai să jucăm. Mulțumesc, Dana. Ce fel de mâncare consum imediat după ce ai preparat-o? Mămăligă. Mămăligă? Da. Nu e acolo, domnule. Îmi pare rău. Claudiu, ce fel de mâncare consum imediat după ce ai preparat-o? Sarmale. No. Și asta trebuie să se mai lase un pic, așa... Ce, nu ai răbdare, nu? Noi, atunci când frig... Nu? Este? Da, știu ce zici. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ce fel de mâncare consum imediat după ce ai preparat-o? Friptura. Friptură? Da. Hai că da, e, trebuie să fie acolo. E, da. Așa. Laura, ce fel de mâncare consum imediat după ce ai preparat-o? Orezul. Orezul. ...74 de puncte în joc. Vă ascult? Pizza. Am înțeles. Pizza. Am înțeles. Pizza. Am înțeles? Pizza. Am înțeles. Mihai, ce fel de mâncare consum imediat după ce ai preparat-o? Pizza. Deci 5 pizza de băut ceva după. Câștigă această rundă familia Bungiu. Câștigă bonusul de la Penny, familia Bungiu. Ce mai avem acolo? Ciulama, da. Salată. Salată, că se oxidează. E plăcat de germenii aia, de greu. Da, ca tot prăjiți. Hai să vedem ce să mai... Omletă. Altceva? Pește. Mici. Și aia parcă trebuie să mai... Nu? Runda A? Cincea. Puncte duble? Da. Haideți.
8 variante. Am întrebat 100 de români. Ce ai face mai des dacă ai fi un fotomodel? Plimbări. Bun. Fitness. Avem, bravo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Cristi. Ce ai face mai des dacă ai fi un fotomodel? Shopping. Shopping. Pe Crazy, Paris, Milano, New York. Bravo. Ce ai face mai des dacă ai fi un fotomodel? Poze. Poze. Dacă mergi la serviciu. Iată. Bun. Ce ai face mai des dacă ai fi un fotomodel? A schimbat stilul. Ok. Ce ai face mai des dacă ai fi un fotomodel? Asta. Asta. Așa. Ce faci? Nimic. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ionuț, ce ai face mai des dacă ai fi un fotomodel? Promovări la produse cosmetice. Ok. Vă ascult? TikTok. Am înțeles? TikTok. Am înțeles? Mă-și coafa. Ok. Aș ține dietă. Am înțeles. Primele patru sunt date. Ultimele patru s-au abandonat acolo. Multe puncte în joc, în schimb, Mihai. Ce ai face mai des dacă ai fi un fotomodel? M-aș coafa, mi-aș alege părul. Ce ai stați opri? Stați, lăsați aplauzări. Ce scrie acolo, ea? Păi de frumusețeană e pentru... Nu, ce scrie acolo, nu? Că nu n-ați zis. Aș merge la salonul de frumusețeană. Ce scrie? Aș merge la salonul de frumusețe. Aha. Câștigă această rundă familia Bungiu. Dar nu zice că îi pune părul pe bigudiu. Dar ce-i face acolo? Uite așa, aranjează... Bagă două cu impriză. Ten. Stai, mă, tu ești bărbat în primul rând. Bagă două. Stai, că ți-ai bătaie. Să bagă... Ți-ai bătaie. Parade ale modei. Aș merge la bronzat. Da, explodat. Ciudate. Aș merge la plajă. Și dietă? Ia să... Dietă? Ar fi variantă. Dietă! Deci ambele erau bune, da. Runda A. Șasea. Punctele sunt? Printre căpitanii voastră. Haideți așadar! Să vedem câte variante. 7 sunt. Am întrebat 100 de români. Cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? Primește cadouri. Când primește cadouri. Iupi-dupi-de-ciu! Nu e acolo, domnule. Săracu. Da, să zic. Când câștigă ceva. Când câștigă ceva. Mai specific. Când câștigă la loto. La loto. Iată, a arătat că termine. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc, Claudiu. Cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? Când îi se spune o glumă bună. Ok. Mihaela, cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? La meci. Da? Nu? Da. Dar ce mai țipă? Cred că... Doamne, dar ce mai face pe acolo?
Iată. Cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? Când devine tată. Da. Bun, bun. Cristi, cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? Când își ia o mașină nouă. Țipă, țipă, să primă cu noi. Țăracilor, ia uitați-vă ce am eu! Ar putea fi și asta o variantă. Foarte bine, Cristi. Mihai, cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? De durere. Când te lovești la degetul mare de la picior. De bucurie. În piciorul de la scaun. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Nu pot să cred, Mihai, atât de aproape ai fost. Atât. Cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? Când se însoară. Așa ar fi vrut ea să dacă. Așa ar fi frumos. Yes. Da. Ca altfel? Da, nu. Eu am văzut la un moment dat niște documentare în America și chiar țipau oamenii atunci când censurau, dar erau români și făceau: m-am nenorocit! La noi! Hey. Au fost trei care s-au bucurat. Eu cred că s-au făcut ca tine, s-au lovit la picior și au înțeles că de bucurie trebuie să... Cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? La petrecerea burlacilor. Că nu mai venea... La divorț. Da, asta, da. Vă ascult, de nu vă vedeți. Mărirea de salariu. Am înțeles. Când obține permisul de conducere. Am înțeles. Mărirea de salariu. Am înțeles. La divorț. Nu e bună treaba. N-ai bun să zici. Joacă-te un pic. Cu ce ocazie țipă de bucurie chiar și cel mai serios bărbat? Când primești un mărire de salariu. Păcat, ai zis că e divorț acum. Câștigă această rundă familia Morăraș. Câștigă jocul familia Bungiu. Ceva. Să-mi spuneți, vă rog, ce anume? Când pleacă nevasta de acasă. Da. 4-0-5-3-1-9. Mergem mai departe cu familia Bungiu în rundă. Fulger, până acum ați câștigat vreuna? Nu. Nu. Hai că poate reușim să pasă. Că până acum chiar n-am avut niciun rost. Asta ar fi interesant de câștigat. Stai că am și pentru voi ceva. Am aici o factură din partea Penny pentru voi. Premiu de consolare. E bun, nu? E așa ar trebui, da. Așa ar trebui. Să rămână, toate bune. Să fiți sănătoși. Să rămână, toate bune. Pauză scurtă, revenim cu rundă Fulger. Am revenit. Rundă Fulger. Doi voluntari. Haideți! Două manșe. Ca de obicei, o să începem cu... Mine. Ne vedem mai încolo. Douăzeci de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns? Pas. Trecem mai departe. Ne întoarcem. Cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc.
Am întrebat 100 de români ce parte a corpului beneficiază de exercițiu zilnic chiar dacă nu mergi la sală. Piciorul. De la ce vârstă încetează copiii să mai meargă cu colindul? De la 12 ani. În afară de portocală, ce aromă te bine dispune? Pas. Numește o țară campioană la protecția mediului. România. Numește o vietate care distruge recolte. Lăcusta. În afară de portocală, ce aromă te bine dispune? Scăzișoara. Câte puncte facem? 60. Haide să vedem. Ce parte a corpului beneficiază de exercițiu zilnic chiar dacă nu mergi la sală? Mi-ai spus? Piciorul. Piciorul. Favorit, bravo. De la ce vârstă încetează copiii să mai meargă cu colindul? Mi-ai spus? 12 ani. 12 anișori. Hai să vedem. 12 la 12. În afară de portocală, ce aromă te bine dispune aici? Cățișoara. Nu știu dacă a fost în timp, n-a fost în timp. Numește o țară campioană la protecția mediului. Da, România. Ce bine ar fi. Da. Ce bine ar fi. Uite că au fost 6 optimiști. Numește o vietate care distruge recolte. Lăcusta. Lăcusta. Avem 73 și sărim la 78. M-aș ajuta la mai mult. Bravo. Mulțumesc, Mihaela. Aici, 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 aici. Mihaela? Mihaela. 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 Nu plec, așa zic, să rămâi cu familia. Am uitat. Vine acum Dana. Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. 25 de secunde. 5 întrebări. Secundele trec după ce am terminat prima întrebare de pus. Dacă îmi dai o răspuns, aude sunetul acesta. Înseamnă că mi-a dat deja Mihaela cel răspuns, dar repede un altul. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Ce parte a corpului beneficiază de exercițiu zilnic chiar dacă nu mergi la sală? Picioare. Altceva. Mâini. De la ce vârstă încetează copiii să mai meargă cu colindul? 10-11. În afară de portocală, ce aromă te bine dispune? Mandarină. Numește o țară campioană la protecția mediului. România. Altceva. Italia. Numește o vietate care distruge recolte. Cârtiță. Ok. Mulțumiți? Nu. No. Oh. No. Nici acum nu reușim? No. Hai, domnule, lăsați-mă în pace. Nu? Nu. No. Hai să vedem, poate totuși. Dana, avem 78 de puncte. Ce parte a corpului beneficiază de exercițiu zilnic chiar dacă nu mergi la sală? Mi-ai spus? Mână, mâini. Mână, mâini, mână, mâini. 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 Picioare, brațe, creier, gât, limbă, spate, abdomen, inimă. De la ce vârstă încetează copiii să mai meargă cu colindul? Mi-ai spus? 10. 10. Cam de vreme, nu? Paisprezece este răspunsul favorit. Apoi avem 15 ani, 16, 12, 10, 18, 13, 17 ani. În afară de portocală, ce aromă te bine dispune, mi-ai spus? Mandarină. Mandarină. Mandarinele sunt un număr de 14. Favorit, vanilie, apoi lămâie, mandarină, scorțișoară, căpșună, rom, lavandă, mango.
numește o țară campioană la protecția mediului. Mi-ai spus? Italia. Nicio. M-am estimat bine. Mă gândeam că o să fie o țară nordică printre favorite. Favorita este Franța. Apoi avem Germania, Olanda, Italia, România, Norvegia, Austria, Elveția. Numește o vietate care distruge recolte, tu ai spus? Cârteți. Răspuns favorit, cârtiță. Apoi gândac de Colorado, mistreț, șoarece, lăcustă, coropișniță, iepure, omizi. 165. Nu-i nimic, merge mai departe, dar asta contează mai mult. Haideți cu toții încoace, familia Bungiu. Ăsta a fost al treilea joc, nu? Da. Da. Intrăm în semifinală cu voi. Sper să nu vă crească emoțiile, să rămâneți la fel de relaxați. Mă rog, mai puțin Cristi, care nu prea are încotro, dar îi țin pumnii și lui. Bravo. Fericitări pentru voi. Mulțumim. Hai, Claudiu. Pentru astăzi... Frânau merge mai departe în semifinală, după cum spuneam, cu familia Bungiu și, desigur, altă familie frumoasă. Vă așteptăm să vedeți, dacă vreți, să veniți să jucați alături de noi. Dați-ne un mail la castingaromprotv.ro. Să fiți bine, să fiți sănătoși.